Conform lui Iordache, ideal ar fi ca primarii să nu mai facă politică, iar în administrația publică locală să lucreze doar specialiști. Credeți că primarii ar trebui să fie apolitici? Ar fi ideal. Și apoi politicul să nu se mai face deloc în drepturile localităților, doar pentru interesele politicului strict. Sau ar trebui să facă diferențiere între interesele politice și ale și administrative și ale cetățenilor. În loc să își consume energia pe rezolvarea problemelor oamenilor care îi votează, aleșii pierd vremea făcând gălăgie, mai spune fostul primar din Turceni. Prea multă gălăgie. Nu vreau să pună mâna să facă treabă, consumă energie, că atât avem. Fiecare energie o consumă înapoi, pe ceată toată ziua și pe abureală pentru la oameni. Să gândească, să implice și rolul pe care îl au de fapt, să rămână ceva în urmă, să creeze ceva pentru oameni. Sistem funcțional și tot așa. Da, asta. Și dezamăgit de tot. Și nu vreau să mă gândesc. Ați luat până acum o decizie finală în legătură cu primăria orașului Turceni, candidați, nu candidați, la ce să ne așteptăm anul viitor? Nu am luat o decizie. Este